Pe scurt, avem premier, dar nu avem miniștri. Deocamdată, cel mai important, tehnic vorbind, avem guvern. Cu sau fără voie. Potrivit legii, premierul ia act de demisii și în termen de 15 zile le trimite la administrația prezidențială, unde președintele declară funcțiile vacante. Abia apoi se poate vorbi despre înlocuirea miniștrilor. Președintele însă nu rezolvă problema. Klaus Iohannis aruncă înapoi mingea în curtea PSD. Iată anunțul de la Cotroceni. Președintele României a luat act de faptul că în interiorul coaliției de guvernare a apărut o nemulțumire în ceea ce privește activitatea executivului și că se dorește schimbarea întregului cabinet. Conform articolului 107 din legea fundamentală, citesc din nou, dacă prim-ministrul se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, sau este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, președintele României va desemna un alt membru al guvernului ca prim-ministru interimar pentru a îndeplini atribuțiile primului ministru până la formarea noului guvern. Deocamdată, nu ne aflăm în niciuna dintre situațiile menționate în Constituție. Când funcția de prim-ministru va deveni vacantă, fie ca urmare a demisiei primului ministru sau prin adoptarea în Parlament a unei moțiuni de cenzură, președintele României va declanșa procedurile constituționale în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Președintele solicită soluționarea urgentă a crizei din interiorul coaliției de guvernare pentru a se evita instabilitatea politică. Rezolvarea crizei interne a coaliției este strict responsabilitatea partidelor din care este alcătuită. Președintele României garantează respectarea Constituției în cadrul acestei proceduri.